Să deschidem Biblia împreună la Evanghelia după Matei, la capitolul al șaselea. În călătoria noastră pe urmele Domnului Iisus, după cum bine știți, anul acesta, călătorim sub acest titlu. Pe urmele Domnului Iisus, am ajuns la un moment pe care sunt convins că îl cunoaște absolut oricine. În Evanghelia după Matei, capitolul al șaselea, avem unul dintre cele mai cunoscute fragmente din Biblia, zice probabil cel mai cunoscut. Haideți să vedem dacă vă dați seama despre ce e vorba. Matei, capitolul 6, versetul 9. E vorba de rugăciunea Tatăl nostru. Și acum, pentru că textul acesta e atât de cunoscut încât 100% sigur sunt, uite, sunt aici niște copilași, dar nu vreau să le dau emoții, la un moment dat m-am gândit să cobor de pe scenă și să pun să citească textul un copilaș. Adică să-l rostească, dar nu vreau să le creez tensiune încă de la vârsta asta. Dar sunt convins că textul acesta e cunoscut de noi toți. Prin urmare, haideți să-l rostim împreună. Da? Matei, capitolul 5, versetul 9. Mă lăsați pe mine să rostesc prima propoziție, că asta s-ar putea să vă fi scăpat. Și după aceea o rostim, dar nu așa cum o rosteam când eram copii, pe rapid. Știți că, mai ales atunci când trebuia să ne culcăm sau la masă, rosteam pe repede înainte. Deci, citesc eu prima propoziție și apoi rostim împreună. Amin? Da, cred că o să fie mai bine decât aminul. Iată, dar, cum trebuie să vă rugați. Haideți să rostim împreună. Tatăl nostru, și s-a auzit, dacă ați fost pe fază, vocea unui copilaș. Care e copilul? Poate să ridice mâna în sus. Nu. N-are curajul. Ce fain ar fi ca și predica să fie exact la fel. Adică să o spuneți voi. M-aș bucura maxim. În urmă cu ani de zile, în Statele Unite ale Americii, cândva la începutul anilor 90, undeva într-un orășel, lângă o biserică, s-a construit un bar. Acum, toate ca toate, că programul barului nu era întotdeauna chiar concomitent cu programul bisericii. Însă, de la un moment dat, barul ăsta devenind tot mai mare, strângând tot mai mulți oameni, începea să strice programele bisericii. Motiv pentru care credincioșii au început să se roage: Doamne, fă ceva ca barul să se închidă. Și Dumnezeu a lucrat destul de repede. La câteva luni, într-o vară, a plouat mai zdravă și un fulger a lovit barul, barul a luat foc. Întâmplarea este adevărată, motiv pentru care, acum vă rog să nu căutați pe Google în timpul predicii mele, nu știu dacă există sau nu, am citit-o în urmă cu ani de zile, întâmplarea a fost relatată de către un ziarist. De ce? Pentru că patronul barului a dat biserica în judecată. El a dat biserica în judecată pe motiv că, din cauza rugăciunii bisericii, Dumnezeu ar fi trăznit acest bar. Și acum, vă dați seama, a început un adevărat spectacol mediatic, un ziarist mai inteligent a descoperit că e rost de a face un subiect care să devină un subiect interesant pentru oameni, și acest proces mic a devenit unul destul de cunoscut. Pentru că ai noștri creștini și-au angajat un avocat în care au încercat să demonstreze că rugăciunile lor nu sunt toate ascultate de Dumnezeu. Și fiecare cu mărturia lui în instanță, evident. Avocatul susținând că nu există nicio legătură directă între rugăciunea creștinilor și trăznetul
din timpul ploii care a lovit barul și de la care a luat foc. Evident că până la urmă patronul barului, care a luat problema foarte în serios, cerând despăgubiri, adică după mintea lui biserica ar fi trebuit să facă o colectă sau mai multe, să strângă bani și să reconstruiască barul. Însă la final, după ce s-a terminat tot spectacolul acesta, la final, cel care a scris sau a relatat acest proces, ziaristul a scris așa. E evident un lucru. Patronul barului crede în puterea rugăciunii. Creștinii care s-au rugat nu cred. M-am gândit că de multe ori și noi ne rugăm și rugăciunile noastre pentru unii dintre noi sunt ca un fel de exercițiu de dicție. Mai ales la noi cei care suntem pocăiți de multă vreme. Ne rugăm și dacă ne-a trezit careva la 1 dimineața, suntem pe pilot automat. Aceia dintre voi care ați crescut în biserici tradiționale, cu siguranță, având în față cărți de rugăciuni, știți pe din afară rugăciuni, așa cum e și rugăciunea aceasta, Tatăl nostru, numită în contextul nostru cultural, rugăciunea domnească. Și unii dintre voi, dacă ar fi cazul, ați fi în stare să rostiți o mulțime de rugăciuni. Dar întrebarea mea este, mai credem noi că aceste rugăciuni chiar au efect? Dragă Biserică Lumina, în dimineața aceasta avem cel puțin 8 dovezi înaintea noastră a tuturor că rugăciunea are efect. Cei 8 oameni îmbrăcați în haine albe, cel mai bătrân dintre toți are 38 de ani. Bătrânilor. Adică, mă, ce-i cu voi? Sunteți foarte încruntați astăzi. Cel mai tânăr sau cele mai tinere au 14 ani și cel mai în vârstă, între ghilimele, are 38 de ani. Cei mai mulți dintre ei vin din contextul religios ortodox. Câțiva sunt crescuți în familii de credincioși. Și o să vă povestesc la timpul potrivit. Știți bine că noi obișnuim să le prezentăm mărturia, eu sunt purtătorul lor de cuvânt, dar dacă e unul mai îndrăzneț, cum a fost și altă dată, și pune mâna pe microfon, nicio problemă. Eu sunt doar cu pornitul și opritul microfonului atunci. Dumnezeul nostru răspunde rugăciunii. Rugăciunea nu e exercițiu de dicție. Rugăciunea nu e o formă de a ne liniști sufletul atunci când avem probleme în viață. Rugăciunea nu e ceva formal, rostit doar de dragul de a fi rostit. Și aș vrea, spunând, uitându-mă peste sala asta unde suntem aproape 1000 de oameni, spunându-vă că vă cunosc pe unii dintre voi și știu că unii dintre cei ce sunteți astăzi aici sunteți răspunsul unor rugăciuni. Unii dintre voi ați trecut prin boli grave, prin citostatice, ați trecut prin valea umbrei morții și totuși în această dimineață sunteți aici ca răspuns al rugăciunii noastre, ca răspuns a rugăciunii bisericii, ca răspuns a rugăciunii familiei voastre. Rugăciunea are putere. Cred din toată inima lucrul acesta. Sigur, din textul pe care vi l-am prezentat, știți bine, unii dintre voi care sunteți mai pe fază cu predicile și am zis, știți bine, că e o minoritate ăștia care sunt atenți la predică, nu în sensul că n-ați fi voi atenți, dar în sensul să le și țină minte. În urmă cu câteva luni de zile am vorbit din același text, doar că atunci am citit tot contextul și v-am spus că Mântuitorul Iisus, când își învață ucenicii cum să se roage, că ucenicii cer asta și spun Domnului, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Îmi place că ucenicii nu-i cer Domnului să învețe cum să predice, cum probabil am fi făcut poate unii dintre noi astăzi. Nu învață nimic altceva sau nu-și doresc să învețe de la Domnul nimic altceva decât cum să se roage. Pentru că au văzut că rugăciunea Domnului Iisus are o putere extraordinară. Și vă spuneam atunci, când v-am vorbit despre asta, că înainte ca Domnul Iisus să-și învețe ucenicii cum să se roage, oferindu-le rugăciunea Tatăl nostru ca pe un model. Da, e o rugăciune pe care o putem rosti în aproximativ 26 de secunde, așa am cronometrat, nu acum. Am încercat să fac un experiment, cam în 26 de secunde, așa liniștit, nici prea repede, nici prea încet. O rugăciune care are aproximativ 60 și ceva de cuvinte, 66 de cuvinte, dar care ne este oferită ca un exemplu
în raport cu felul în care noi ar trebui să venim în fața lui Dumnezeu. Dar înainte ca Domnul Iisus să vorbească despre cum ar trebui să ne rugăm, El îi învață pe ucenicii Lui și explicit ne învață și pe noi cum să nu ne rugăm. Și am spus că în tot textul, în tot fragmentul sunt 4 tablouri. Primele 3 ne învață cum să nu ne rugăm. Și ne spune, nu vă rugați formal, repetând aceleași clișee. Apoi, n-aveți senzația că rugăciunea e un fel de magie, crezând că repetând o anumită formulă, Dumnezeu e obligat să intervină. Apoi am spus, rugăciunea nu e o listă de dorințe, Dumnezeu nu-i Moș Crăciun. Nu vii înaintea lui Dumnezeu cu un fel de listă de dorințe și aștepți apoi ca Dumnezeu să împlinească aceste dorințe. Pentru că Domnul spune, chiar înainte să-și învețe ucenicii cum să se roage, le spune, Dumnezeu știe care sunt dorințele voastre și nevoile voastre înainte ca voi să le rostiți în rugăciune. Dar după ce Domnul Iisus își învață cum să nu se roage ucenicii, după aia îi învață cum să se roage. Și le oferă exemplul acestei rugăciuni. Și în rugăciunea de față, sunt 6 lucruri, știu că dacă spun 6 s-ar putea să vă descurajați, dar asta este, sunt 6 lucruri la care trebuie să ne rugăm, să ne gândim atunci când ne rugăm. Și dacă vă uitați împreună cu mine, pas cu pas, vom vedea care sunt aceste lucruri la care ar trebui să ne gândim atunci când ne rugăm, pentru ca rugăciunea noastră să fie ascultată de Dumnezeu. Haideți să începem cu prima parte a rugăciunii Tatăl nostru. Primul lucru pe care îl spunem în rugăciunea aceasta este, vă mai aduceți aminte? Prima propoziție, spuneți voi. Tatăl nostru, care ești în ceruri. Așa cum am zis, sunt 6 lucruri la care ar trebui să ne gândim atunci când ne rugăm, în conformitate cu această rugăciune pe care o învățăm de la Mântuitorul Iisus. Mai întâi, Tatăl nostru, care ești în ceruri. Primul lucru, când te rogi, gândește-te la Dumnezeu ca la un tată, dar nu orice fel de tată, ci ca la un tată perfect. Poate cea mai impresionantă rugăciune Tatăl nostru pe care am auzit-o vreodată rostită a fost într-un orfelinat, în urmă cu mulți ani, eram în liceu, la sfârșitul anilor 90, într-un orfelinat, cum erau încă în vremea comunistă, lucrurile se mai schimbaseră, dar în orfelinatul acela nu arătau prea grozav. 100 și ceva de copilași îmbrăcați sumar, rugându-se împreună la masă rugăciunea Tatăl nostru. În orfelinatul ăsta, când intra un bărbat sau o femeie, copiii se legau de picioarele acestui bărbat sau se prindeau de picioarele acelei femei care intra acolo, pentru că erau disperați după un părinte. Am văzut scene impresionante și de câte ori îmi amintesc de asta, sunt emoționat. Toți copilașii la masă, rostind împreună rugăciunea Tatăl nostru, ei fiind orfani. Tatăl nostru care ești în ceruri. Știți de ce spune aici Tatăl nostru care ești în ceruri? Nu se referă la faptul că Dumnezeu ar fi undeva deasupra noastră, izolat, și în conformitate cu o teorie care se numește teoria deistă, Dumnezeu ar fi făcut lumea după anumite reguli și acum lumea funcționează în virtutea acestor legi pe care le-am identificat noi ca fiind legi ale fizicii, nu? Nu, Dumnezeul nostru e un tată care se implică. Dar pentru că Mântuitorul spune, atunci când vă rugați, spuneți-i lui Dumnezeu, Tatăl nostru care ești în ceruri, nu se referă la spațiul unde s-ar afla Dumnezeu în niciun caz, ci se referă la perfecțiunea lui Dumnezeu. La faptul că Dumnezeu e singurul Tată perfect. Noi toți suntem tați imperfecți. Noi toți am avut familii imperfecte. Cel mai bun tată de pe pământul acesta nu poate fi comparat cu Tatăl nostru ceresc. Avem noi vorba asta care spune cineva sus în ceruri te iubește. Dar noi știm din Scripturi că Dumnezeu nu stă doar undeva sus în ceruri. Dumnezeu e prezent chiar în această zi aici. Dincolo de asta, Dumnezeu e prezent în fiecare clipă din viața mea. Nu întâmplător, Mântuitorul Iisus, înainte să-și învețe ucenicii cum să se roage, le spune, voi puteți intra în cămăruța voastră și acolo, în cămăruța voastră, să vă vărsați inima înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu e prezent acolo.
De aceea când vă rugați, primul lucru, gândiți-vă la Dumnezeu ca la un tată. Și vreau să vă spun ceva. Pentru cei care ascultau rugăciunea asta a Mântuitorului Iisus și pentru cei care ascultau predica asta a Domnului Iisus, a fost șocant. De ce? Pentru păgâni, zeilor nu erau ca un tată. Pentru păgâni, zeii de cele mai multe ori erau ostili, erau răi. Erau ființe ostile și rele care trebuiau îmbunate prin jerfe, prin ofrande, prin dărnicie. Nu te puteai gândi la un zeu ca la un tată. Și acum dacă ne uităm la Vechiul Testament, e adevărat că vom găsi acolo câteva referințe care ne duc cu gândul că Dumnezeu e prezentat ca un tată, dar de cele mai multe ori în Vechiul Testament Dumnezeu e prezentat ca stăpân, ca domn absolut. Nici evreul religios simplu nu prea se gândea la Dumnezeu ca la un tată. Se gândea la el mai degrabă ca la Domnul Adonai. Dacă vă aduceți aminte, percepția evreului sau percepția credinciosului iudeu asupra lui Dumnezeu era atât de sfântă încât până și numele lui Dumnezeu, Iahve, nu era rostit și nu e rostit de un evreu credincios. Când numele lui Dumnezeu ar trebui rostit, evreul spune în rugăciunea lui Hashem, care înseamnă numele. Scribii care notau scripturile, care copiau scripturile, știți bine asta, că ați auzit-o la o grămadă de predici, 100%, nici măcar nu îndrăzneau să scrie numele lui Dumnezeu fără să facă înainte o baie rituală. Și baia asta rituală însemna că se purifică pentru ca să fie vrednici să scrie numele lui Dumnezeu. Prin urmare, ascultătorii Domnului Iisus Hristos, fie că nu erau evrei, fie că erau evrei, probabil că cei mai mulți erau evrei, auzind când Domnul Iisus își învață ucenicii cum să se roage, că e în vorba aici de predica de pe munte, probabil că a fost șocant pentru mulți dintre ascultători. Când vă rugați, zice Domnul, uite cum să vă rugați. Gândiți-vă la Dumnezeu ca la un tată și spuneți-i, Tatăl nostru care ești în ceruri. E foarte interesant că și în original e folosit acolo un diminutiv, Abba. Tăticul meu ceresc, care presupune o anumită apropiere. Raportați-vă la Dumnezeu ca la tăticul vostru din ceruri. Tatăl nostru care este absolut perfect. Am stat de vorbă în urmă cu ani de zile cu un adolescent care îmi spunea, cum să fac rugăciunea Tatăl nostru? Pentru că de câte ori mă gândesc la Dumnezeu ca la un tată, îmi vine în minte imaginea tatălui meu abuziv și alcoolic, care atunci când ajungea seara acasă, noi toți trebuia să ne ascundem, care pe unde puteam, nu mă pot gândi la Dumnezeu ca la un tată. Și i-am spus, nu te gândi la Dumnezeu ca la tatăl tău pământesc. Pentru că în rugăciunea Tatăl nostru, tu îl numești pe Dumnezeu Tatăl meu care ești în ceruri. E Abba, e un diminutiv care presupune multă apropiere. E Tatăl perfect. Slăvit să fie numele Lui. Și ăsta e primul lucru la care trebuie să ne gândim atunci când ne rugăm. Să îndrăznim, să venim înaintea lui Dumnezeu cu gândul acesta. Tăticul meu din ceruri. Nu întâmplător spune Biblia în Galateni, în capitolul 4, cu versetul 6, că Dumnezeu Tatăl ne-a dat în numele Domnului Iisus Hristos pe Duhul Sfânt care ne face să îl numim și ne dă dreptul să-l numim pe Dumnezeu Abba, tăticul nostru din ceruri. E această raportare extraordinar de personală. Tatăl meu care ești în ceruri. Perfect. Când eram copil, aveam un coleg la școală care se lăuda tot timpul că tatălui din America. În vremea aia, pentru români, America era un fel de rai. Și mai ales pentru românii evanghelici, America era raiul. Și orice s-ar fi spus, el tot timpul zicea că taică-său din America. Orice subiect se deschidea, el întotdeauna găsea o chestie să spună. Nu știu, cineva zicea de o haină. Da, sunt faine hainele astea, dar să vezi în America. Mi-amintesc odată la ora de geografie, asta a fost cea mai tare, când la ora de geografie, nu știu ce am învățat noi, despre toamnă, cu căzutul frunzelor, și se trezește ăsta vorbind și zicând, în America, frunzele cad altfel decât aici. (Gântu-i)
Când eram copii, fiecare dintre noi ne lăudam cu tatăl nostru și cred că asta v-am mai spus-o. În fața blocului mă lăudam, tatăl meu e mai tare decât tatăl tău. Și venea un altul și zicea, nu, taică meu îl poate bate pe taică tău. Și venea altul și zicea, nu, tatăl meu e mai tare ca taică tău. Și întotdeauna venea unul care ne dădea șahmat, că taică său era cel mai tare. Avea 150 de kg, 100%. Și când venea ăsta și zicea, tatăl meu e cel mai tare tată, niciunul dintre noi nu mai comentam nimic. Aș vrea să îndrăznesc să vă spun că atunci când mă rog, mă gândesc că tatăl meu e superlativul absolut al tuturor calităților pe care le pot gândi sau imagina. Tatăl tău și tatăl meu e cel mai tare tată din universul acesta. E singurul care iubește perfect. E singurul care ajută perfect. El singurul care stă aproape de mine în mod perfect. De aceea atunci când mă apropii de El, gândul meu e acesta. Când stau în fața lui Dumnezeu, primul meu gând, rugăciunea mea, e că Dumnezeu e Tatăl meu perfect. N-am avut dreptul să mă numesc copil al lui Dumnezeu. Dar vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, zice Ioan, să ne numim copii ai lui Dumnezeu și nu doar să ne numim, ci și suntem. Și cei 8 îmbrăcați în haine albe, în această zi asta vor declara în apa botezului. Așa cum deja am fost îndemnați la ultima rugăciune pe care am rostit-o în această zi aici. Noi am primit dreptul de a ne numi copii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos și ei astăzi asta vor declara în apa botezului. Dreptul de a numi pe Dumnezeu Tată. Apoi, când vă rugați, gândiți-vă la ce? Tatăl nostru care ești în ceruri, următoarea propoziție. Spuneți voi, hai că predicăm împreună. Am auzit, sfințească-se. Măi, ziceți mai cu putere. Ziceți, n-ați mâncat așa, sunteți în post. Cum? Sfințească-se? Așa. Sfințească-se numele tău. Adică atunci când vă rugați, gândiți-vă la ce? La numele lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Sfințească-se numele tău, a se sfinți, ce înseamnă? Știu că în cultura românească sunt tot felul de concepții greșite. Sfințit, apă sfințită. Sfânt înseamnă din punctul de vedere a unora ceva care e perfect din punct de vedere moral, da? Dar sfânt, în esență, înseamnă pus deoparte. Adică, în rugăciunea asta, mă gândesc la faptul că numele lui Dumnezeu trebuie să fie mai presus de orice alt nume. Gândește-te la reputația lui Dumnezeu, dacă vrei să spun așa. Gândește-te la numele lui Dumnezeu și când te rogi, roagă-te pentru asta. Adică, vă dau un exemplu. Am cunoscut unul dintre pionerii credinței noastre în urmă cu ani de zile. Au trecut de atunci, cred că vreo 15 ani. Omul acesta avea deja vreo 80 și ceva de ani și a fost primul pocăit de la ei din localitate. Omul acesta s-a întors la Domnul într-un mod supranatural. Nu îi spun toată întâmplarea, că nu avem timp să o povestim pe toată. Însă, fiind primul credincios de la el din localitate, nimeni în familia lui era tânăr în vremea aceea, s-a întâmplat ceva. S-a îmbolnăvit subit de cancer la gât. O boală foarte urâtă. Și vă dați seama că tot satul a început să vorbească. S-a pocăit, l-a pedepsit Dumnezeu din cauza asta. Și îmi povestea omul acesta, au trecut câteva luni de zile în care am luptat cu boala și tot satul se uita la mine și toți se gândeau că din cauza că m-am pocăit, din cauza asta m-a pedepsit Dumnezeu. Și atunci m-am rugat lui Dumnezeu și i-am zis așa. Până atunci, zice, m-am rugat lui Dumnezeu în multe feluri, dar a fost un moment în care m-am rugat lui Dumnezeu în felul următor. I-am zis, Doamne, dacă vrei să mă iei acasă la Tine, dacă vrei să mă duci în cer, dacă vrei să mor și să mă duci în veșnicie, e hotărârea Ta. Eu sunt pregătit pentru asta și îmi doresc să merg acasă. Dar Te rog, pentru numele Tău, pentru ca numele Tău să nu fie vorbit de rău aici la noi în sat. Și pentru ca oamenii ăștia să știe că ceea ce cred eu e adevărat și în conformitate cu ceea ce spun cu Scripturile. Te rog, fă o minune în dreptul meu. După ce faci minunea asta, Doamne, dacă Tu vei hotărâ să mor, Te rog, Doamne, îngăduie să merg în altă parte și de acolo poți să decizi ce vei vrea cu viața mea. La rugăciunea asta, Dumnezeu a lucrat și l-a vindecat.
De la minunea asta pe care Dumnezeu a făcut-o în dreptul lui, a început o biserică mare în localitatea aceea. Dar rugăciunea lui a fost centrată pe un singur lucru. Doamne, pentru numele Tău îți cer asta. Dragă Biserică Lumina, noi cerem lui Dumnezeu ca Dumnezeu să mântuiască cât mai mulți oameni aici. Nu pentru ca să ne lăudăm noi că în luna decembrie vom avea al cincilea botez, ci pentru ca numele lui Dumnezeu să fie scos în relief. Pentru ca numele lui Dumnezeu să fie glorificat. De fiecare dată când venim aici și ne rugăm ca Dumnezeu să facă o minune și veți vedea la ziua mulțumirii, așa cum am făcut în fiecare an, vom încerca și anul acesta să aducem înaintea voastră minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în mijlocul nostru, oameni din comunitatea noastră care au fost vindecați de Dumnezeu în mod supranatural. Dar nu vrem să scoatem în evidență lucrurile acestea ca să ne lăudăm noi că am fi mai buni decât alții, pentru că nu suntem, și puteți zice un amin hotărât și la asta. Nu suntem. Ci pentru ca să scoatem în evidență un singur lucru, că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu, că rugăciunile noastre nu sunt exerciții de dicție, că nu ne rugăm doar ca să ne liniștim psihic cumva sau sufletește, ci pentru că știm că rugăciunea are putere. De aceea Domnul Iisus își învață ucenicii și le spune, când vă rugați, spuneți-i lui Dumnezeu, Tăticul nostru, Tatăl meu care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Adică numele Tău, Doamne, vreau să fie mai presus de orice nume. Și vreau să vă spun ceva, Biserică Lumina, îmi doresc din toată inima, de aceea îmi doresc din toată inima, ca de aici, din comunitatea noastră, Dumnezeu să înceapă o trezire spirituală în Oradea, nu ca să ne asumăm noi în vreun fel, ci pentru ca numele lui Dumnezeu să fie glorificat și vorbit de bine. Pentru ca în societatea asta care vorbește tot mai puțin despre Dumnezeu, pentru ca în societatea asta care crede tot mai puțin în Dumnezeu, să se vadă încă o dată că Dumnezeul nostru nu este o poveste, nu e un mit, nu e o legendă, nu e o ființă izolată undeva în afara timpului și spațiului omenesc, ci un Dumnezeu viu care se implică în mod practic în viețile noastre, slăvit să fie numele Lui. De aceea, în fiecare rugăciune o să mă gândesc la numele lui Dumnezeu și când o să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, vindecă pe cutare, te rog, Doamne, să-l vindeci, nu pentru ca eu să mă laud după aceea, că am fost un predicator extraordinar și eu m-am rugat și mi-am pus mâinile, nu contează cine a întins mâinile, nu contează cine a făcut ungerea cu un de lemn, cel care face vindecarea este Dumnezeu, cel care a mântuit pe cei 8 îmbrăcați în haine albe este Dumnezeu și tot ceea ce ne dorim e la fiecare rugăciune noastră să ne gândim la reputația Lui, slăvit să fie în numele Domnului. Așa că mai întâi ne gândim la El ca la un tată. Apoi, cum ne gândim? Vă mai aduceți aminte ce am zis? Ne gândim la numele Lui. Sfințească-se numele Tău. Și apoi îi spunem cum? Vă mai aduceți aminte? Vie împărăția Ta. Oare asta are de face cu rugăciunile astea pe care le auzeam mai de mult? Doamne, fă să se termine lumea. Să nu zică careva amin acum. Credeți că are de face cu asta? Poți să te rogi tu cât vrei să se termine lumea asta. Știți ce spune Biblia? Că Dumnezeu are fixată data în calendar. Da, sunt ăștia care tot calculează, tot încearcă. Unii cred că să și roagă. Doamne, fă ca acest calcul să iasă. Că despre ziua aceea nu știe decât Tata din ceruri. Asta spune Domnul Iisus. Așa că ne putem noi ruga cât vrem. Dacă noi credem că Domnul Iisus aici, când le spune ucenicilor să se roage, vie împărăția Ta, se referă în vreun fel la faptul că noi ar trebui să facem calcule cu privire la sfârșitul lumii, când s-a terminat lumea, sau că se referă la faptul că noi ar trebui să ne rugăm să se termine lumea, că mai sunt din ăștia care se uită la lumea asta și zic că așa de păcătoasă, să facă Dumnezeu cumva să se termine. Nu la asta se referă. Apoi, mai există și cealaltă extremă, cei care se roagă să nu se mai termine lumea asta vreodată. Și cumva înțeleg și extrema asta. Poate zici, bă, acum când îmi merge și mie bine să se termine lumea, acum când în sfârșit am ajuns și eu să fiu promovat să se termine lumea, acum când merge și mie treaba, dar vreau să vă spun ceva. Există o categorie pe care chiar o înțeleg și știu că unii din această categorie sunt în această dimineață aici. Sunt cei care se roagă pentru asta, pentru ca Dumnezeu să îngăduie ca lumea asta să mai existe dintr-un simplu motiv, că mai au în familia lor pentru cineva pe care îl aduc în rugăciune, care încă nu-i mântuit.
mi-amintesc și am spus-o de mai multe ori în rugăciune și o să pomenesc pe femeia asta de fiecare dată când se va potrivi contextul predicii. An de zile am văzut o femeie într-o biserică pe care am păstorit-o rugându-se pentru copilul ei cu lacrimi tot programul. Până când Dumnezeu s-a atins de copilul ei, care trăia o viață foarte depravată, Dumnezeu s-a atins de copilul ei și l-a dus în biserică și i-a schimbat viața radical. An de zile, prima dată am crezut că ceva nu e în regulă psihic cu femeia asta, pentru că plângea tot programul, absolut de la începutul programului până la sfârșitul programului, pentru că ea îmi spunea, nu mă pot obișnui cu ideea că al meu copil într-o zi s-ar putea să ajungă în iad. S-ar putea ca unii dintre voi să vă gândiți cu teamă. Cum zice o cântare veche, e o cântare care e despre sfârșitul lumii, nu prea zic eu cu versurile de cântări, de-aia nici nu risc să spun acum vreun vers de cântare care zice ceva că tu ești aproape, poate la noapte s-ar întâmpla să vii. Și parcă și vă pe ăla care cântă cântarea asta tremurând așa. Poate că unii se gândesc cu teamă la sfârșitul acestei lumi, nu din cauză că n-ar fi ei pregătiți, ci pentru că se gândesc la copiilor sau la cineva din familia lor. Dar știți la ce se referă Biblia aici? Când Domnul Iisus spune, când vă rugați, spuneți, vă mai aduceți aminte? Vie împărăția ta. Și acum ne explică următoarea propoziție ce înseamnă. Ce înseamnă vie împărăția ta? Facă-se voia ta. Cum să se facă voia lui Dumnezeu? Precum în cer și pe pământ. Pentru că al treilea lucru la care trebuie să te gândești atunci când te rogi este voia lui Dumnezeu, nu voia ta. Pentru că Biblia spune că voi cereți lui Dumnezeu lucruri în rugăciune și nu primiți, pentru că le cereți cu scopul să le risipiți în plăcerile voastre. Prea puțin dintre noi ne rugăm gândindu-ne la voia lui Dumnezeu în rugăciunile noastre. Și acum vreau să accentuez, dacă până în momentul de față, poate pentru unii am vorbit puțin cam repede, aș vrea aici să merg puțin în slow motion și să mă înțelegeți, adică în reluare, sau mai încet și să înțelegeți. Când mă rog, mă gândesc la Dumnezeu ca la un tată, Aba, tăticul meu din ceruri. Mă gândesc la reputația lui Dumnezeu și când îi cer lui Dumnezeu ceva, îi spun, Doamne, mă interesează ca numele Tău să fie vorbit de bine și oamenii să știe că Tu ești un Dumnezeu viu care lucrează și astăzi, dar apoi, în al treilea rând, mă gândesc la voia lui Dumnezeu, adică mă gândesc așa, Doamne, ceea ce-ți cer, oare are de-a face cu voia Ta sau are de-a face mai degrabă cu egoismul meu, cu dorința mea egoistă? Ba mai mult, zice Domnul Iisus, când vă rugați, ziceți, vie împărăția Ta, adică facă-se voia Ta, dar cum să se facă voia Ta? Precum în cer, așa și pe pământ, adică voia ta, așa cum în cer, adică în dimensiunea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu se realizează perfect, zice Domnul Iisus, când vă rugați, spuneți lui Dumnezeu, Doamne, la fel de perfect, cum voia ta se împlinește în cer, vreau să se împlinească în viața mea. Dintre toate părțile din rugăciunea asta, mi se pare cea mai grea. Prea puțin dintre noi ne gândim la asta în rugăciunile noastre. Mă gândesc mai mult la voia mea decât la voia Lui. Să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, mă interesează în primul rând voia Ta cu privire la viața mea. Am fost întotdeauna impresionat când am cunoscut oameni care se apropiau de moarte și știind că se apropie de moarte, totuși aveau puterea să laude pe Dumnezeu și am povestit în fața voastră multe situații de felul acesta. În urmă cu câțiva ani de zile, nu mulți, cred că, nu știu dacă au trecut 2 ani, 1 an și ceva, am fost la înmormântarea unei fete. Pe fata asta am cunoscut-o atunci când am poposit în acea biserică ca să predic la o evangelizare. Cu câteva luni de zile înainte să moară, a cântat în biserică împreună cu un grup de fete și a avut o mărturie extraordinară. Și în fața întregii biserici a spus, știu că peste puțină vreme Dumnezeu mă duce acasă, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu și accept voia lui Dumnezeu pentru viața mea. N-am văzut vreodată o comunitate, o biserică, dar am văzut de foarte multe ori ca evanghelist oameni atinși de puterea lui Dumnezeu, dar n-am văzut vreodată o biserică atinsă de mărturia cuiva atât de puternic ca rugăciunea sau ca mărturia acestei fete în fața întregii adunări. Era o biserică destul de mare, o mulțime de oameni cu ochii în lacrimi. Fata asta, în fața tuturor, a avut puterea să spună, Doamne,
Știu că asta este voia ta și sunt gata să o accept. Întrebarea mea, ne gândim noi la voia lui Dumnezeu când ne rugăm sau ne gândim doar la voia noastră? Vă mai spun un lucru. Rostul rugăciunii nu-i să ducă pământ în cer, și știu că asta am spus-o de multe ori, ci să coboare cerul pe pământ. Noi, de fapt, în rugăciunile noastre purtăm la pământ în cer, informându-L pe Dumnezeu, între ghilimele, de tot ceea ce se întâmplă în viața noastră, de parcă Dumnezeu n-ar ști. Dar Domnul Iisus ne spune, Dumnezeu știe. Tu, înainte să te rogi, Dumnezeu știe. Pentru că atunci când vii înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu știe care e durerea ta, care e problema ta, care e necazul tău. Dar am să-ți mai spun ceva. Cel mai greu lucru în lumea asta e să te desprinzi de voia ta. De lucrul ăla care ție îți place cel mai mult, de lucrul ăla pe care îl iubești cel mai mult, de care ți s-a lipit inima și din cauza căruia nu te poți pocăi. De ani de zile vii în locul acesta, dar nu poți face pasul înspre Dumnezeu. Poate ai mai poposit din când în când într-o biserică și în dimineața asta ești aici la un botez. Dar n-ai putut face pasul înspre Dumnezeu. De ce? Pentru că voința ta e legată într-un fel sau altul, sau e dependentă într-un fel sau altul de un lucru care te desparte de Dumnezeu. Și te gândești, m-aș despărți de orice, dar mai puțin de lucrul acesta. Când vă rugați, zice Domnul Iisus, gândiți-vă la voia lui Dumnezeu, pentru că rostul rugăciunii nu-i să convingă un Dumnezeu încăpățânat să facă voia mea, ci rostul rugăciunii e ca prin rugăciune Dumnezeu să convingă un om încăpățânat să aplice în viața lui voia lui Dumnezeu. De fiecare dată când mă rog și cer ceva lui Dumnezeu, mă întreb, Doamne, oare voia ta să cer asta? De fiecare dată când vin înaintea lui Dumnezeu cu o cauză sau cu o situație sau nu știu, cu un lucru din viața mea. De ce? Pentru că noi de multe ori suntem legați de anumite lucruri. Inima noastră, dorințele noastre, voința noastră e legată de ceva din lumea asta și cel mai greu, de dragul lui Dumnezeu, e să mă desprind de acele lucruri. Iar oamenii ăștia care sunt îmbrăcați în haine albe, sunt astăzi îmbrăcați în haine albe, tocmai pentru că au avut puterea asta la un moment dat să-i spună, Doamne, lui Dumnezeu, nu voia mea să se facă, ci voia ta să se facă. Dintre toate părțile din rugăciune pe care ar trebui să le rostim, dați-mi voie să vă spun, asta este cea mai grea. Pentru că pentru mulți dintre noi rugăciunea e dorința noastră. Dar realitatea rugăciunea nu-i dorința mea, ci rugăciunea e felul în care, stând înaintea lui Dumnezeu, îi spun lui Dumnezeu, Doamne, sunt gata să împlinesc voia ta cu privire la viața mea. Sunt gata să stau la dispoziția ta ca tu, Doamne Dumnezeule, să împlinești în viața mea în mod perfect. Ce? Vie împărăția ta, în mod spiritual, coborând în viața mea. Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. În al patrulea rând, următoarea parte, care este? E asta cu pâinea. În sfârșit am ajuns la noi. Până aici, totul despre Dumnezeu. Când mă rog, mă gândesc la Dumnezeu ca la un tată perfect. Mă gândesc la numele lui Dumnezeu, mă gândesc la voia lui Dumnezeu. Și acum, în sfârșit, am ajuns la pită. La pita noastră cea de toate zilele. Mai ales că suntem la români, da, dacă am fi fost în altă parte, asta cu pâinea. Dar, dacă sunt sincer, dacă suntem sinceri, mă uit așa peste adunare, peste cei ce suntem aici, și știu că unii s-ar putea să se roage, Doamne, dă-mi putere să nu mănânc prea multă pâine. Eu zic în dreptul meu, nu zic în dreptul vostru. Hai să nu zic unii, că știți cum suntem noi. Când vrem să dăm vina pe alții, da, hai că mă identific eu cu treaba asta, că v-ați uitat unii așa supărați la mine. Unii, parcă n-ai fi tu. Da. Bine, îs și eu în aceeași categorie. Și eu însă în categoria asta, câteodată, mai degrabă ne rugăm astăzi, Doamne, dă-mi putere să nu mănânc prea multă pâine. Și atunci, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Știți că pâinea aici reprezintă nevoile noastre de zi cu zi. Evident că nu se referă la pâinea asta fizică, în primul rând, ci nevoile noastre elementare. Un evreu simplu, mediu, muncea pentru o bucată de pâine care să hrănească familia o zi. O zi grea de muncă. Mi-amintesc că în urmă cu câțiva ani, amintirea asta mi s-a declanșat, să zic așa, uitasem, de dimineață mi-am adus aminte și am notat acolo pe schiță. În urmă cu câțiva ani călătoream cu trenul. Au trecut vremurile acelea de mult. Călătoream cu trenul și eram într-o gară în România.
Și mi-amintesc acolo în gara aceea, stând, mâncam dintr-un covrig când s-a apropiat de mine o doamnă în vârstă. O femeie în vârstă care mi-a adus aminte de bunica. După felul în care arăta, cred că toți avem amintiri legate de bunici și când vezi un om în vârstă, poate cumva ne gândim și la bunicii noștri. Și femeia asta în vârstă a venit la mine, nu părea foarte săracă, dar părea un om simplu, obișnuit. Mi-a zis, domnule, nu-mi dați bani pentru o pâine, am niște nepoți, eu mă îngrijesc de nepoți și am rămas fără nimic. Îmi dați bani de o pâine? Nu mai știu dacă se schimbaseră bani atunci, nu știu cum era, cu 50 de mii, cu 5 lei, habar n-am, da? Nu contează, nu-i relevant treaba asta. Știu că aveam echivalentul a 5 lei în banii de astăzi. Așa că i-am dat banii ăștia și am zis, cumpărați-vă pâine. Și am fost impresionat de faptul că femeia asta s-a dus și a cumpărat o pâine și a venit cu banii de rest, a venit cu restul la mine. Niciodată n-am pomenit așa ceva. Stăteam liniștit acolo când femeia a venit și mi-a zis, mulțumesc frumos, uite, zice, am cumpărat, Dumnezeu mi-a purtat de grijă prin tine, uite banii de rest. N-am vrut să iau banii înapoi. Mi-a zis, Doamnă, dar cumpărați, mai cumpărați o pâine. Da, de banii aia se puteau lua atunci mai multe pâini. Inflația o schimba treburile. Și mi-a zis, ia banii. A fost o discuție între noi. Încercam să-i dau banii cu forța, până la urmă femeia mi-a lăsat banii, n-am putut să o refuz. Mi-a zis așa, eu i-am cerut lui Dumnezeu o pâine pentru azi și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea prin tine. Atât i-am cerut lui Dumnezeu și atât Dumnezeu mi-a dat. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Vreau să vă spun ceva. Dumnezeu știe lucrul de care ai nevoie. Și rugăciunea e răspunsul lui Dumnezeu la nevoile noastre, nu la lăcomia noastră. Rugăciunea e răspunsul lui Dumnezeu la nevoile noastre, nu la lăcomia noastră. Doamne, Tu știi că am nevoie. Dumnezeu știe că ai nevoie de bani să-ți plătești rata, că dacă nu-ți plătești rata, s-ar putea să pierzi apartamentul în care stai tu și familia ta. Gândește-te la Dumnezeu ca la un tată perfect. Spune-i lui Dumnezeu, Doamne, pentru ca numele Tău să fie glorificat și ca oamenii ăștia din jurul meu să știe că am un Dumnezeu viu, nu o poveste. Și pentru că vreau ca voia Ta să se facă în mod perfect în viața mea, Doamne Dumnezeule, am nevoie de pâinea cea de toate zilele și pâinea cea de toate zilele s-ar putea să fie rata pe care o ai de plătit și nu o poți plăti. Dumnezeu știe că asta e nevoia Ta. Și spune-i lui Dumnezeu, Doamne, ăsta e lucru de care am nevoie. Dumnezeu răspunde nevoilor noastre, încă o dată vă spun, nu lăcomiei noastre. A, câteodată suntem ca niște copii. E o întâmplare care mi s-a părut foarte simpatică cu un copil care se ruga foarte tare. Vreau o bicicletă, Doamne, dă-mi o bicicletă. Și maica sa din bucătărie strigă, mă, nu mai striga așa de tare, că te aude Dumnezeu. Și el, sincer, de acolo, da, mă aude Dumnezeu, dar bunica n-aude bine. Și mâine ia pensia. Așa suntem și noi când ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și venim, Doamne, am nevoie de o mașină nu știu de care, am nevoie de nu știu ce lucru. O face Dumnezeu, dar mai am eu pe unul care o poate rezolva. O rezolva Dumnezeu, dar mai știu eu o chestie pe care pot să o fac, să o rezolv. Când te rogi, gândește-te la voia lui Dumnezeu. Dar gândește-te că Dumnezeu răspunde nevoilor tale. Și mai gândește-te la ceva. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și, spuneți voi, ne iartă nouă, ziceți, predicați. Așa știu că nimeni nu doarme, dacă vă predicați voi, ziceți. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum... Aș vrea să țineți minte ceva și voi cei care sunteți astăzi aici îmbrăcați în haine albe, să nu existe rugăciune în care să nu vă cereți iertare lui Dumnezeu. În orice rugăciune trebuie să am în față prețul pe care Dumnezeu l-a plătit pentru ca eu să fiu iertat. Și când înțeleg prețul acesta, atunci la rândul meu pot ierta. Când nu văd prețul pe care Dumnezeu l-a plătit și știți care a fost prețul? Iisus Hristos pe cruce.
Când înțeleg că Dumnezeu a plătit un preț pentru ca păcatele mele să fie iertate, mult mai ușor îl pot ierta pe cel care a greșit, un lucru banal în față de mine. Pentru că al cincilea lucru la care trebuie să mă gândesc când mă rog este întotdeauna iertarea lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu. Și apoi, în ultimul rând, gândiți-vă la protecția lui Dumnezeu. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, zice Biblia în Iacov 1:13. Dar cuvântul ispită în Biblie înseamnă nu întotdeauna tentația de păcătuie, așa cum v-am spus și altă dată, cuvântul în originalul grecesc înseamnă și test. Adică noi în rugăciunea Tatăl nostru, când îi spunem lui Dumnezeu și nu ne duce pe noi în ispită, noi nu spunem lui Dumnezeu, Doamne, nu ne tenta cu păcatul, că Biblia spune clar că Dumnezeu nu tentează pe nimeni cu păcatul. Iacov 1:13 spune așa. Și noi îi spunem, Doamne, nu ne testa credința noastră și așa micuță și amărâtă de începători, de oameni simpli și slabi, mai mult decât putem noi duce, ci ne izbăvește de cel rău. Adică atunci când trecem prin valea umbrei morții, atunci când trecem prin tentații, atunci când trecem prin probleme, Doamne, numele Tău să fie pavăza noastră, protecția noastră. Și aș vrea să vă spun ceva, dragii mei. Așa este. De fiecare dată când ne gândim la Dumnezeu ca la un tată, perfect, indiferent de circunstanțele prin care trecem, Dumnezeu e cu noi. Toată copilăria mi-a răsunat în minte o propoziție și cu asta mă apropiu de mărturii. Când voiam ceva și voiam să-i cer părinților ceva, întotdeauna mergeam la mama, care astăzi e aici. Și încercând să obțin ceva de la ei, întotdeauna apelam la mama, că știam că mama e mai indulgentă decât tata. Dar ea de fiecare dată îmi spunea, du-te vorbește cu tatăl tău. Du-te vorbește cu taică tău. Când era vorba să ceri ceva, acum nu mă uit că ea stă în partea aia. Și întotdeauna când îi ceream ceva, zicea, du-te vorbește cu taică tău. Rugăciunea e un fel prin care Domnul Iisus ne spune, când aveți ceva de rezolvat cu Dumnezeu, mergeți și vorbiți cu tatăl vostru. Du-te vorbește cu tatăl tău. Am citit o întâmplare care spune că în urmă cu mai mulți ani, într-o familie din Statele Unite ale Americii, după ce au vândut casa în care locuiau, băiatul cel mare a luat banii, s-a dus și a risipit. O lua banii și o consuma pe droguri. Ani de zile o dispărut de acasă. După ce o consuma banii pe droguri și pe o grămadă de lucruri, în timpul acesta tatălui l-a căutat. Nu l-a găsit nicăieri. Cu câteva zile înainte ca băiatul acesta să moară, era undeva, din cauza drogurilor, era într-o clinică și acolo în clinică un asistent medical l-a recunoscut. Și a dat seama, bă, ăsta e băiatul cu tare și știa cine-i. Îi cunoștea familia. Și când l-a văzut în ce stare a ajuns din cauza drogurilor, vă dați seama, băiatul a luat toți banii de acasă și i-a risipit. Toți banii obținuți de familie după ce au vândut casa. El a crezut că tata nu-l mai poate ierta. Dar omul ăla care l-a recunoscut, asistentul medical, s-a dus la el și i-a zis, auzi, tatăl tău te caută de ani de zile. Nu te-o găsi nicăieri. Du-te vorbește cu taică tău. Să știi că tatăl tău, tu știi că e un om credincios, așteaptă să te întorci acasă. Omul imediat după aceea a pus mâna pe telefon, a sunat familia. Întâmplarea una dureroasă, e tragică, pentru că până când tata să ajungă acolo, băiatul a murit. Câtă vreme ai viață, câtă vreme îți bate inima, du-te vorbește cu tatăl tău. Tatăl tău ceresc așteaptă să vorbești cu el. Cei 8 îmbrăcați în haine albe astăzi sunt aici, pentru că într-un moment în viața lor au vorbit cu tatăl ceresc și au spus, tată, îți mulțumesc că l-ai trimis pe fiul tău să moară pentru păcatele mele. Vreau să fiu al tău. Vreau să-ți aparțin. Vreau să devin copilul tău. Și și-au mărturisit lui Dumnezeu păcatele. Nu mie, nu unor oameni, ci lui Dumnezeu în primul rând. Tu ești în biserică în această zi și de ani de zile n-ai mai vorbit cu tatăl tău ceresc. Ești fiul risipitor. E fiul care risipește. Risipește tinerețea, risipește banii, își risipește sănătatea. Tatăl tău te așteaptă. Tatăl tău ceresc așteaptă. Uite, în clipa asta, acolo unde ești, în inima ta, în sufletul tău, spune-i, Doamne, tu știi că am nevoie de iertare, tu știi că am nevoie de
rezolvarea acestei probleme. Tu știi care sunt problemele din viața mea și din familia mea. Vreau să spun ceva, dragul meu tânăr, nu întâmplător în această zi ești aici. Dragul meu prieten, nu întâmplător ai poposit în dimineața asta la biserică, la botez. Du-te, vorbește cu tatăl tău. Și tatăl tău astăzi e gata să te ierte. Așa cum vei vedea că Tatăl Ceresc i-a iertat pe cei 8 care sunt îmbrăcați în haine albe.